Și acolo cineva te-a luat sub aripă, te-a... Am fost apropiat cu Eric. Normal, cu el orice aveam de întrebat și vorbit și așa îl întrebam pe el cum e la ce se întâmplă pe acolo. Aici a fost diferența mare? Adică se simțea pentru tine? Da, s-a simțit, dar tot n-a fost atât de mare pe cât mă așteptam din Liga a doua să vii la Steaua. Știi? Dar da, deja se simțea o diferență, era altă viteză de joc, era altceva. Da. Și stadionul ăla. Stadionul. Când... Da, a fost foarte bruscă trecerea. Adică parcă nici n-am avut timp așa să accept ideea asta. Că telefon, un drum? Da, eu am semnat semnătură. În iunie și în august jucam cu Napoli în Genc, adică a fost ceva... 3-3 ăla sau care? Da. Eu jucasem cu Petrolul cu 3 luni în urmă și acum jucam cu Cavani în Genc, dai seama. A fost ceva așa, direct. Cu golul în ultimul minut, da. Da. Și cu antrenorul ăla care semăna cu Albanu. Da, uite, bună asta cu Petrolul cu 3 luni înainte și după aia... Adică a trebuit să te adaptezi concret ca să nu o lungim. Da, dar a fost așa a fost entuziasm, nebunie, adică nu aveai timp să conștientizezi ce se întâmplă, știi? Că, wow, sunt aici... Da, asta vreau să întreb, ai realizat? Când ai realizat treaba asta? Nu prea. Sincer, așa un moment, un oarecare șoc, l-am avut după vreo... mai știu, 4-5 luni, deci deja început iarnă, seara. Cum ar veni? Înainte de perioada de an, am jucat un meci la Târgu Mureș și aveam liber după. Și l-am chemat, tatăl meu a venit la meci, normal. Și de acolo vreau să merg la acasă, la Satu Mare, cu mașina. Și am ieșit din stadion și am zis, bă, mă dă eu și mă duc la mașină. Și n-ai mai putut să mai ieși. Și când am ieșit, erau mare de oameni acolo, Florin, vin, o să facem o poză, știi? Atunci am realizat, de fapt, wow, stai un pic, că s-a schimbat altceva, da. Ți-a fost greu să ajungi și până la mașină? Da, adică... așa era atunci. Da. Mai ales când Steaua mergea și juca de plasare era... în provincie. Nebunie. Da. Nu exista aeroport. În afară de Craiova, acolo nu prea erau. Dar în restul, orice aeroport în țară, mergeam tot timpul. Aveam pleca stelești. Înainte, că fusese Bobby Durbac, directorul de marketing, să pleca înainte cu Titi Mobilul ăla, și să vindeau fulare, tricouri, era, adică două zile înainte se mergea și lumea nici n-avea cum să ajungă de acolo la pe Ghencea sau să vadă Steaua. Și atunci era normal când te duceai la ei în cel mai frumos meci de care ți amintești? Meciul cu Ajax. Da. Mi-e greu să mă gândesc la un meci mai frumos decât meciul cu Ajax. Corect. Și pentru că a fost o calificare în dar înainte după de meci, primăvară. Înainte de meci vă gândeați? Bine, orice jucător normal că intre pe teren să... Spun sincer, nu credeam. Nu credeam că ne putem califica. Dar uite că nu trebuie neapărat să crezi tot timpul. Da. Într-adevăr, eram foarte bine pregătiți, eram strong, știi? Da. Adică pierdusem un tur, nu aveam venit de joc la noi, nu începuse campionatul. Noi am venit din Turcia, ne-am dus direct la Amsterdam. Tribunele pline, da. 50.000 de oameni. Dar a fost ceva wow. Cu Ajax Amsterdam să învingi. Da, și a fost și revenirea asta, știi? Da. Pierzi 2-0 acolo, să câștigi 2-0 și să câștigi la penaltiuri. Dar care era secretul perioadei alea? Că ați avut ceva în vestiar acolo? Secretul a fost și o generație foarte bună. Da, corect. Au fost și caractere frumoase, adică chiar eram un grup foarte, foarte bun. Și, drept dovadă, uite și acum... Suntem așa destui care ne întâlnim și vorbim, sau chiar dacă nu ne întâlnim așa des, că uite, nu știu, Kipciu și Lato acum sunt la Cluj. Dar după meciul cu CFR au venit la hotel și am stat la un pahar. Adică tot prieteni am rămas, știi? Și asta a contat foarte mult și sigur, Reghe, Tommy. Te-ai speriat atunci de Tommy când a venit cu antrenamentele? Că toată lumea, da? Și Gabi la fel, a zis Gabi Enache, a zis, noi... Când a venit omul și a început să lege alea de gard? Da, alea de gard au fost nimic pe lângă ce... Da. No, a fost foarte, foarte greu. Adică uneori ziceam că nu are cum să mai... Greu de tot. Da, am zis, noi făceam antrenamentul, eram gata și zicea, ok, și mai avem... Și zicea, nu se poate, zice la mișto, n-are cum să fie adevărat. Și nu zicea la mișto, chiar mai aveam. Greu, greu de tot. Adică am avut antrenament în ziua meciului, în cantonament, de genul, jucam după masa și dimineața făceam antrenament. Încă de atunci n-am mai făcut niciodată așa antrenament greu cum am avut în cantonament de ziua meciului. Pe nisip, cu niște navete, cu niște... Da. Groaznic. Și asta e perioada aia în care mai făceați ceva și după meci, titularii?
Că ne-a zis Gabi, ne-a povestit Gabi ceva, a zis, domnule, titularii, nu, după ce se termina meciul, titular, nu mai dădea o tură, două de teren, ci că era ca un fel de antrenamentel, așa, adică da, era... sigur. Că asta nu vă ajută cu nimic să dați trei ture de stadion. Păi, spun sincer, în cantonament așteptam meciul să ne odihnim. Era cel mai ușor. Deci era greu, la antrenament era groaznic. Tu erai prieten cu, sau aveai o relație mai apropiată cu Sucaliu și cu Georgievski? Da, da. Nu am înțeles bine cu ei. Bine, era o chestie că unii care erau băieți care aveau, fie erau căsătoriți sau aveau relații mai serioase, nu puteam noi, știi? Copilacii ăștia. A treia roată de la, știi? Da. Așa că noi care eram burlaci, am făcut așa un grup. Bine, mă refer când ieșeam în oraș. Atunci... Dar tot timpul ai avut imaginea unui tip cu mințel așa tu? Mai făceai nebunii? Făceam nebunii, doar că... N-am vrut să apar niciodată și nici n-am apărut niciodată, adică eu n-am apărut cu vreo fată pe undeva. Sau... Ai fost pe prima pagină în Cancan? Oi fi fost, dar nu cu chestii de genul ăsta. Păi nu știu ai ce. Făcut nimic, atunci. Nu, n-am. Da. Am încercat să evit pentru că nu dă bine. Bine, veneai și o zonă liniștită, adică, dar ar fi putut să te strice băieții de aici, în ghilimele, bineînțeles. Da, bine, nu e așa ușor cum crede lumea, știi că văd că se vorbește de unul de altul și acum din generația actuală a băieților, de la FCSB, mă rog, Steaua. E o presiune uriașă, e... Da, te lovești de tot ce înseamnă București, ajungi să câștigi bani frumoși, vezi la colegul, vezi la o mașină frumoasă, vezi un ceas, nu știu. Dar adică tu simți presiunea aia, tu ca jucător, o simți? O simți. N-ai cum să nu o simți. Și știi cum e, la Steaua e pe lângă cele normale, club, suporte, mai primești bonus. Da, mai primești bonus. Care știi că dacă o dai rău câteva meciuri, dacă îi spune pata, gata. Câți n-au pățit așa. Asta, adică 10 meciuri bune și unul rău. Nu chiar unul rău, dar dacă faci câteva meciuri slabe, uite, se întâmplă să nu mai joci deloc. M-au pățit, nu știu, Florentin Matei sau care au fost Stoian. Sau... Dacă nu începi bine sau așa, vrei să nu mai joci deloc. Dar voi, generația aia, nu prea ați avut probleme. Nu, dar lucrurile mergeau foarte bine, adică era greu. Bun, și erau și grătarele Rureghe? Da, contribuiau foarte mult și la atmosferă. Da. Asta zic că a fost un grup frumos. Chiar bun, și după aia Premier League. După aia Premier League. Acolo pasul și mai mare. Acolo pasul resimțit cel mai mult. Da. Diferența cea mai mare, da. Dar poți să ne zici, mai aduci aminte tot așa când a sunat telefonul sau faxul sau ce era atunci? Da, a fost telefonul. Bine, știam că mă urmăreau de cam de 7-8 luni. Mă urmăreau. Da? Pe urmă... Na, ei, eu eram atunci cu domnul Giovanni, eram impresarul meu. Mi-au spus, uite, te urmăresc, te vrea Pochettino. Pochettino era antrenor. Scuze puțin, la meciul cu Rapid, da? 2000, când s-a jucat, 2000, acum 20 de ani, așa, zice că le-au dat 20 de bilete fiecărui jucător de la PSG. Și el zice, ce să facem noi jucători străini cu 20 de bilete într-o țară în România? Deci i-au primit seara. Și am așteptat la aeroport. Eu vorbisem cu el pe telefon, că era cu Gâlcă și eu mă ocupam de fotbal spaniol și Gâlcă într-o zi zice, uite mă, vorbește că e Pochettino lângă mine. Era atunci un jucător de la Spania. A trecut timpul, a ajuns la PSG cu tare. Și când a ajuns, i-am zis, salut, știi că eu am zis, Aris Rumeno, amărât, că aici cu tare. Ia zice, vino mă, urcă cu mine în autocar să-ți dau biletele astea, că n-am ce să fac cu el. Și am urcat cu el în autocarul PSG, da? Am poză cu el. Acolo și mai erau niște băieți, Ronaldinho, ce mai departe. Și ăla a scos de buzunar și a zis, ia mă, 20 de bilete la meciul și acum... Știu. Bun, Pochettino era atunci, scuză-mă, da. Da. Și mă voia la echipă, scouterii m-au urmărit și ce să vezi, pleacă Pochettino la Tottenham. Da. Dai seama. Exact. Ei nu mi-au spus mie, domnul Giovanni, tu ai semnat? Victor. Nu am apucat să se semneze, asta a fost problema. Că eu n-am apucat să se semnez și au zis, aoleu, a plecat Pochettino, gata, cade și transferul sigur. Mie nu mi-au spus că există riscul ăsta. Eu mă gândeam, m-a urmărit clubul, asta clubul, e. Clubul, nu contează cine e antrenor. Și așteptau să vadă cine vine antrenor. Și a venit Ronald Koeman. Când au văzut, au zis, ce bine, că îl cunoșteau. Da. Fusese antrenorul lui Kiev la Ajax cu ani înainte. Da. L-au sunat, i-au spus... Din ce mi-a zis domnul Giovanni, el avea în minte o listă
nu știu, o listă scurtă, 2-3 fundași centrali, unul nu acceptase oferta, ceva de genul, și până la urmă a zis ok, dacă clubul a urmărit pe Gardoș, îl luăm.